Acolo Tori Runarsson și profită tricolorii. Acțiunea lui Cerlincă, pasă pentru Pușcaș. Gol! 3-0. Pușcaș face dubla în minutul 51. Priviți însă execuția lui Pușcaș, este una foarte, foarte frumoasă. Un șut cu exteriorul, nu i-a dat nicio șansă lui Runar Alex Runarsson. Dacă în prima repriză, în minutul 9, e nevoie de constanță. Iată golul lui Pușcaș, unul de pus în ramă. N-avea deposedat Omarsson și vine lansarea lui Steliano Filip. Atenție, aici este gol! Gol România! 1-0 pentru tricolor. Pușcaș marchează minutul 9. Să revedem faza. Pasa lui Steliano Filip a fost una foarte bună. Scăpat acolo din marcaj Pușcaș. Fridjonsson a fost cel care